Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 25 de agenți de poliție din Sibiu sunt cercetați pentru diverse infracțiuni de corupție. Au avut loc ieri o mulțime de percheziții într-o acțiune pe care ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, o descrie drept intenția ministerului de a curăța pădurea de uscături. Apropo, ați văzut că la poliție corupții vin mereu în ciur de minimum 15, 20, 25, adică atunci când îi ridică pentru corupție, îi iau cu secția. Da, închis secția. Dar nu e individual. Închis pentru renovare. Exact. Toți odată. Adică... Eu spiritul de echipă l-am apreciat întotdeauna, adică din punctul de vedere nu-i condamn. Dar cel mai tare lucru este că o parte din șpaga luată de agenții din Sibiu mergea la, n-o să credeți, echipa de fotbal a IPJ Sibiu, sau IJP Sibiu, ca sponsorizare. Mensana in corpore sano. Da. Vezi că ăsta, într-adevăr, aici se confirmă spiritul de echipă. Păi ei luau și nu luau numai pentru ei, dădeau și la echipă. Erau da, trecuți pe tricou? Ca sponsor. Bun. Deci, practic, totul a pornit de la un denunț venit de la o persoană care i s-a solicitat să sponsorizeze echipa de fotbal a Inspectoratului de Poliție a Județului Sibiu ca să nu ia amendă pentru o contravenție. Aia tot dădeau de șpagă acolo. Da. Și nu mai bine găsim un sponsor. Da, exact. Dar aici a fost greșeala, pentru că, știi, poate că oamenii ar fi cotizat. Bă, da, când a venit partea asta cu microbismul, păi da, el, dacă el e rapidist, sărac, exact, cu domnul Zaf, nu-și și vine, cere bani pentru nu știu ce echipă de asta. Mă, stai puțin, că ăștia aveau echipă de aia de... Probabil că sunt băieții și jucau un fotbal. Pe teren mic, jucau ei. Probabil. Știi? Nu contează. Adică dacă ești microbist, ești până la capăt. Asta zic, dar probabil din aia 20, vreo 7-8 nu prindeau echipa. Știi, și ori fi zis, bă, dar nouă nu ne convine, voi măcar vă jucați de banii ăștia. Găsim un sponsor și vă rezolvăm. Îmi tot las mie parte de șpăguța mea. Bun, și au apărut detalii, era și tocmeală pe șpagă, dar fiți atenți, de șpaga se dădea cu element ajutător, știi? Făcea cu ochiul. Adică târguiala era așa. Îl oprea pe ăla, știa cine e și zice, ai un restaurant. Câte mese aș putea servi eu și colegul meu la tine? Sau, amenda ar fi de 1200 de lei. Câte pavaje mi-ai putea pune în suma asta? Era bun la matematică. Da. Înțelegi? Îi dădea și de lucru. Adică te-am prins și acum trebuie să dai examen. Și lucrau barter, ceea ce iarăși. Adică îi făcea un serviciu clientului. Da. Dar nu ți iau banii. Cu ce te ocupi? Cu ce? Pavaje. Nu facem un pavaj de bani. Frumos. Ai o șaurmerie. Nu-ți iau banii, dar mâncă și noi de la echipa de fotbal la tine? Că și nouă ne e fomiță, știi cât de greu e să alergi pe un teren de la, uite ce burtoace avem. Mă, ce-aș mânca ușor. Sponsorizările erau făcute pentru a nu fi sancționat contravenientul, care era constrâns. Deci îi ofereau o alternativă. Ori amendă, ori sponsorizare. Ce alegi? Practic, ce da, să faci? Tot dai bani. Inițial, zice un procuror, citat de turnul sfatului, agentul de poliție se comporta normal, chiar aparent cu prea mult zel. Iar ulterior, după ce afla informații despre contravenient, unde lucrează, ce face, dacă are vreo firmă, ce activități are, se trecea la partea mai umană. Asta este declarația procurorului. În sensul că ar putea să-i reducă sancțiunea sau să nu sancționeze, în schimbul unor sume de bani sau altor foloase, în funcție de ce dispunea contravenientul. Ce aveți matale aici? Ia să vedem. Cu ce vă ocupați? Să vedem. Poate ne interesează și altceva. Îți dai seama că pe noi, de exemplu, dacă ne prindea poliția din Sibiu, mă rog, unul dintre băieții ăștia, adică nu... Am încurcat. Generalizăm. Nu. Cu ce vă ocupați? Ce-ți ne cer? Îți dăm dedicații? Eu... Că nu aveam nicio șansă, ne plăteam amenda 100%. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.